Pacea sufletească depinde în mod direct de gândurile pe care le lași să-ți ocupe mintea. Singura care îți va aparține mereu este propria ta reflexie în oglindă. Restul poate dispărea oricând. Fii pregătit să înfrunți orice schimbare. Nu-i cereți lui Dumnezeu o viață ușoară, ci rugați-L să vă dea puterea de a înfrunta orice provocare. Pe măsură ce trec anii, încep să realizezi că franchețea excesivă nu duce la nimic bun. Cel mai bun profesor în viață este experiența. Costă mult, dar lecțiile pe care le oferă sunt clare. Viața este prea scurtă pentru a te trezi dimineața cu regrete. Iubește-i pe cei care te tratează bine, iartă-i pe cei care au greșit și fii convins că totul se întâmplă cu un scop. Unii oameni își petrec toată viața așteptând să le se împlinească visurile, fără să realizeze că se află în locul greșit. Viața nu ți-aduce oamenii pe care îi vrei, ci pe cei de care ai nevoie. Unii te rănesc, alții te iubesc, te învață sau te frâng. Dar toate acestea te modelează pentru a deveni persoana care trebuie să fii. Cel care nu-ți înțelege cuvintele, nu-ți va înțelege nici tăcerea. Respectă-te suficient de mult pentru a renunța fără ezitare la cei care nu ți-au recunoscut niciodată valoarea. Ești pe drumul cel bun atunci când nu mai simți nevoia să privești înapoi. Ai curajul să schimbi ceea ce poți. Ai răbdarea să accepți ceea ce nu poți schimba și fii suficient de înțelept să știi când ai nevoie de curaj și când de răbdare. Toată lumea obosește, chiar și cei mai puternici, însă ei, spre deosebire de ceilalți, continuă să meargă spre țintă, strângând din dinți și păstrând tăcerea. Nu vă bazați niciodată pe nimeni și nu așteptați nimic de la alții. Pur și simplu, puneți mâna și faceți lucrurile singuri. Credeți-mă, este mult mai simplu așa. Cel mai important lucru în viață este să-ți petreci timpul cu acei oameni care își doresc cu adevărat să fie alături de tine. Vă puteți schimba locul de muncă, partenerul de viață sau religia, dar până nu vă schimbați în interior, veți continua să atrageți aceiași oameni și aceleași circumstanțe. Trăiți pentru cei care au nevoie de voi. Fiți prieteni doar cu cei în care aveți încredere. Socializați cu cei care vă sunt plăcuți și fiți recunoscători celor care vă apreciază. Nu are rost să căutați un loc în care să vă simțiți bine. E mai important să învățați cum să creați acel bine oriunde v-ați afla. În adâncul sufletului, toți oamenii sunt buni, doar că adâncimea diferă. Cea mai dificilă școală este școala vieții. Nu știi niciodată
în ce clasă te afli sau când va fi următorul examen și nici măcar nu poți copia, pentru că nimeni altcineva nu are același subiect. Dacă aveți curajul să spuneți la revedere, viața vă va răsplăti cu un nou bun venit. Obișnuiește-te să fii fericit cu ceea ce ai, nu trist pentru ceea ce-ți lipsește. Altfel, toată bucuria va trece pe lângă tine. Ești mai puternic decât crezi, iar problemele tale sunt mai mici decât îți imaginezi. Nu râde niciodată de trecutul altcuiva, pentru că încă nu știi ce-ți rezervă viitorul. Feriți-vă de cei care încearcă să vă inducă sentimentul de vinovăție, întrucât aceștia doresc să aibă putere asupra voastră. Puternic nu este cel care te poate doborî cu o singură privire, ci cel care te poate ridica din genunchi cu un singur zâmbet. În viață nu este important să fii remarcabil, ci să fii de folos. Cel care nu bate, nu îi se deschide. Cel care nu încearcă, nu reușește. Oamenii nu vor observa niciodată ceea ce faceți pentru ei, ci doar ceea ce nu faceți. E ciudat cum îi cerem lui Dumnezeu să ne schimbe situația, fără să realizăm că El ne-a trimis-o tocmai pentru a ne schimba pe noi. Ziua de ieri este istorie, cea de mâine este un mister, iar ziua de azi este un dar. Cât de bine că există timpul, distanța și dificultățile. Ele sunt cele care ne ajută să înțelegem cine ne iubește, cine ne este prieten și cine nu ne mai este deloc necesar. Fiecare om se confruntă cu frica în momentul în care are ocazia să-și schimbe destinul. Principiul de bază în viață: nu lua ceea ce nu-ți aparține și nu renunța la ceea ce este al tău. Am realizat că succesul ar trebui măsurat nu atât în funcție de poziția pe care cineva a obținut-o în viață, ci de obstacolele pe care a trebuit să le depășească pe drumul spre succes. Cel mai greu lucru este să te prefaci că nu știi nimic, când de fapt știi chiar mai mult decât ar trebui. Greșelile sunt semnele de punctuație ale vieții, fără de care, la fel ca într-un text, nu ar exista niciun sens. Există acțiuni care nu pot fi iertate, există cuvinte care nu pot fi uitate și există momente în care oamenii care îți sunt cei mai apropiați devin niște străini. Nu ai nevoie de aripi ca să zbori. Cel mai important este să ai în viața ta oameni care nu te vor lăsa să cazi. Tot ceea ce ni se întâmplă în viață este spre binele nostru. Uneori pare că am ajuns într-o fundătură, că ceva nu a funcționat sau nu s-a realizat,
dar mai târziu îți dai seama că nu era o fundătură, ci o cotitură bruscă, că nu era sfârșitul vieții, ci începutul uneia noi. Cel care a fost lovit de soartă va reuși mai mult în viață. Cel care a gustat din amărăciune apreciază mai mult dulceața. Cel care a vărsat lacrimi râde din toată inima. Iar cel care a simțit moartea știe cu adevărat ce înseamnă să trăiești. Atunci când simțiți că obiectivul este de neatins, nu schimbați obiectivul, schimbați planul de acțiune. Mânia poate fi învinsă doar prin absența mâniei, răul doar prin bunătate, zgârcenia prin generozitate, iar un mincinos doar prin adevăr. Oamenii slabi se răzbună, cei puternici iartă, iar cei inteligenți ignoră. Viața înseamnă să cazi de 7 ori și să te ridici de 8. Atunci când ne înconjurăm de oameni buni, lucruri frumoase și gânduri bune, viața începe să se schimbe în bine. Feriți-vă de oamenii al căror caracter este dominat de 4 mari defecte, asemenea celor 4 stihii: invidie, egoism, lăcomie și aroganță. Căutați mereu doar binele în oameni, răul se va arăta de la sine. Trei lucruri în viață nu sunt sigure: puterea, norocul și averea. Nu uitați niciodată, timpul va trece și viața vă va arăta că tot ce s-a întâmplat a fost doar spre binele vostru. O viață fără sens nu oferă speranță, iar o viață fără speranță nu oferă credință. Dacă veți găsi o modalitate de a da sens vieții voastre, veți descoperi atât speranța cât și credința. Cel mai mare obstacol este frica. Cea mai mare greșeală este să te pierzi cu firea. Cea mai periculoasă persoană este mincinosul. Cea mai insidioasă emoție este invidia. Cel mai frumos lucru este să ierți. Cea mai bună apărare este zâmbetul. Cea mai puternică forță este credința. Indiferent de ce ne aduce ziua de mâine, datoria noastră este să fim fericiți astăzi. Nu luați niciodată decizii când sunteți supărați și nu faceți promisiuni când sunteți fericiți. Dacă nu vrei să-ți distrugi viața, stai departe de cei care și-au distrus-o deja pe a lor. Omul poate avea în viață tot ce își dorește, iar dacă nu are, înseamnă că nu și-a dorit suficient. Oamenii din jur vor începe să-ți simtă lipsa când vor vedea cât de fericit ești fără ei. Antrenează-te cu cei mai puternici, iubește-i pe cei care par de neiubit. Nu renunța acolo unde alții cedează și vei învinge acolo unde victoria pare imposibilă. Nimeni
nu intră în viața altcuiva din întâmplare. Vă mulțumesc tuturor, unora pentru poveste, altora pentru lecție.